În cartea Exodul, la capitolul 18, versetele 17 și 18, stă scris Socrul lui Moise i-a zis Ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Moise se mergea la muncă în fiecare zi în calitate de unic judecător peste toate triburile lui Israel. Numărul oamenilor care îi solicitau timpul era așa de mare încât el lucra din zori până la murg, fără să-și reducă câtuși de puțin din volumul de muncă. Socrul lui, înțelept, ietro, a observat acest lucru și și-a dat seama imediat. Că Moise era genul de om care nu putea spune nu solicitărilor. Așa că i-a sugerat să se concentreze pe două lucruri. În primul rând, reprezentarea poporului în fața lui Dumnezeu și rezolvarea celor mai grave dispute. Restul muncii putea fi încredințat altor oameni capabili. Moise a ascultat, a delegat, iar în scurt timp s-a trezit realizând mult mai multe lucruri decât ar fi putut. Înainte și chiar într-un timp mult mai scurt. Dacă acest sfat a funcționat pentru Moise, oare nu va funcționa și pentru noi? Cu scopul de a ne achita de responsabilitățile date de Dumnezeu ca părinți, trebuie să ne stabilim limite adecvate. Avem responsabilitatea de a stabili limite pentru noi înșine și pentru copiii noștri. Scopul principal al satanei este acela de a ne abate atenția de la misiunea noastră primordială. De a face ucenici din copiii noștri, și îi reușește extrem de ușor. Determinându-ne să fim din ce în ce mai ocupați, el ne răpește din energia și din timpul care ar trebui dedicate copiilor. Viața aglomerată este una dintre cele mai mari provocări pe care părinții le confruntă în ziua de astăzi. Poate că a venit momentul să luăm în considerare cuvintele înțelepte adresate lui Moise de către socrul său. Trebuie să învățăm, să identificăm și să ne concentrăm pe ceea ce este important, în loc să ne lăsăm amețiți de mulțimea de sarcini banale care ne consumă ziua. Ai putea, de ce nu, să-ți iei puțin timp azi pentru a-ți revizui lista cu priorități. Ești prea ocupat ca să poți petrece un timp de calitate cu copiii tăi? Ce măsuri ai nevoie să iei pentru a te asigura că profesia și alte lucruri nu-ți împing copiii spre coada listei tale cu priorități? Doamne, ajută-ne să vedem aglomerația din viața noastră așa cum este ea. Ceva destructiv care ne va ține departe de tipul de părinte care dorim să fim. Ajută-ne să ne reorganizăm prioritățile în jurul voii tale cu privire la noi și la familia noastră. Și îți mulțumim că ne asculți.